Este un handicap că nu am reușit să jucăm pe național niciun meci amical până acum? Da, dar nu cred că în ceea ce mă privește personal, ci în ceea ce privește concluziile pe care le puteam trage în urma unor astfel de partide. Cu ce poate surprinde România la acest european dacă fetele nu au venit la loc cu prea multe meciuri în picioare? Cu unitatea de grup, cu inteligența și cu disciplina tactică. Cât de dificil e să înlocuiți pe Crina și în planurile de joc, că juca pe ambele faze, dar și în dinamica vestiarului, și cum poate echipa să compenseze pierderea aceasta? Cred că o iau puțin invers. În ceea ce privește vestiarul, avem un lider acolo, în speță pe Cristina Neagu, care cred că a arătat pe parcursul timpului că poate gestiona vestiarul României. În ceea ce privește pe Crina, este clar, reprezintă o absență importantă în angrenajul echipei naționale, în ambele faze de joc, atac și apărare. Însă mesajul meu către fete a fost foarte simplu. În momentul în care am avut certitudinea că ea nu se poate alătura echipei la acest turneu final, le-am transmis faptul că cele care sunt obligate să suplinească acest post trebuie să fie Crina la pătrat din toate punctele de vedere. Este doar ghinion ca înaintea unui turneu final să devină indisponibilă jucătoare, așa cum a fost și anul trecut? Și care a fost protocolul urmat de federație pentru acest cantonament în privința testării? Protocolul a fost deosebit de strict. L-am urmat cu toții, am așteptat cu teamă, aș putea spune, rezultatele de fiecare dată testărilor. Însă acestea sunt vremurile în care trăim, ne supunem acestor reguli care, zic eu, sunt în favoarea noastră și a fenomenului în general. Vă e teamă că mai pot apărea și alte cazuri de COVID în echipă? Nu este exclus, însă este ultimul lucru pe care ni-l dorim. Și așa, spuneam anterior, absența Crinei este importantă în echipă, orice sportivă din acest moment, dacă este testată pozitiv, poate fi considerată o absență de marcă. Cum vedeți grupa cu Norvegia, Germania și Polonia? Este o grupă dificilă din toate punctele de vedere. Întâlnim trei adversari care au în componență un număr foarte mare de sportive angrenate în competițiile majore europene. Au în ultimii ani toate trei echipele au obținut rezultate destul de bune, atât la nivel de cluburi cât și la nivelul echipei naționale. Din punctul meu de vedere, meciul de debut este foarte important pentru echipa națională a României, meciul împotriva Germaniei. Este un meci în care un rezultat, eventual rezultat pozitiv la final, ne poate construi un capital de încredere extrem de important în abordarea ultimilor două partide din grupă, respectiv Polonia și Norvegia. Care este obiectivul României la Euro? Obiectivul României încă de la primul meci este să câștige fiecare meci. Ne-am hotărât și avem consens să luăm lucrurile pas cu pas.
să ne focusăm maxim pe partida, prima partidă, după care asemănările dintre Germania și Polonia, exceptând foarte mici particularități, diferențe între cele două echipe, ne ajută, cel puțin pentru acest debut. Și iar ultimul meci în compania Norvegiei, care nu are nevoie de prezentare, este una din cele mai performante echipe în ultimii 20-25 de ani. Cred că este o provocare pentru fiecare adversar să întâlnească și să învingă Norvegia. Va fi și modul nostru de abordare.